Inspectorii cărășeni de muncă au fost din nou pe teren pentru a efectua controle la firmele din județ. Astfel, în perioada 22 februarie, 1 martie, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin au derulat acțiuni de control cu caracter inopinat în cadrul campaniei naționale pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către firmele care desfășoară activități de protecție și gardă. Obiectivele campaniei de control au constat în identificarea angajatorilor care desfășoară activități de protecție și gardă, privind respectarea prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale. Eliminarea neregulilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea amenzilor corespunzătoare. Creșterea gradului de conștientizare a firmelor și a lucrătorilor sub aspectul necesității respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și urmărirea modului în care au fost îndeplinite măsurile dispuse de către inspectorii de muncă cu ocazia controalelor anterioare. Inspectorii cărășeni de muncă au efectuat astfel controale la 7 firme din județ, unde au dispus 20 de măsuri de remediere și au aplicat 2 amenzi în valoare totală de 6.000 de lei. Principalele abateri constatate de inspectorii cărășeni de muncă au fost nerespectarea prevederilor legale privind munca în zilele de sărbătoare legală și munca efectuată pe timpul nopții, necompletarea regulamentului intern cu toate clauzele obligatorii, nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară, întocmirea defectuoasă a evidenței muncii fără a evidenția în mod corect munca suplimentară și munca efectuată pe timpul nopții, completarea registrului electronic de evidență a salariaților cu date eronate și neaducerea la cunoștința inspectoratului cu privire la utilizarea în mod frecvent a muncii de noapte.